Vă rog să deschideți la Luca, capitolul 18. Spuneam lunile trecute că aceste pilde sunt ferestre pe care Domnul Iisus le deschide către lumea nevăzută. Există o lucrare intitulată chiar așa, Rugăciunea și dimensiunea a patra, în ideea că noi trăim aici în condiții de spațiu și timp, universul acesta material, dar rugăciunea este cea care trece deasupra, într-o altă dimensiune, depășește condițiile noastre și poate să circule independentă de timp, în trecut, în viitor, iese de fapt în afara timpului, ajunge la Dumnezeu, vine de la Dumnezeu înapoi în răspunsul ei, rugăciunea și dimensiunea a patra. Într-un fel, studiul prezenta rugăciunea ca pe o contrabalansare a tendinței contemporane a societății acestea moderne de a merge spre religiile orientale, yoga, meditație transcendentală. Și lucrare foarte frumoasă, nu știu dacă ați citit-o, s-a tradus când eram noi în România. Și ideea este că rugăciunea aceasta este mult mai mult decât meditația transcendentală. Rugăciunea este mult mai mult decât un tratament pentru bolile nervoase, este mult mai mult decât un exercițiu de relaxare sau de ordonare a lumii noastre interne. Rugăciunea trece într-o altă dimensiune. Și omul poate să meargă direct înaintea lui Dumnezeu și să intre prin ușa aceasta în prezența lui Dumnezeu și Duhul omului se unește cu Duhul lui Dumnezeu și se întâmplă acolo lucruri din altă lume, cu totul și cu totul special. Cineva spunea că Dumnezeu l-a dăruit pe Domnul Iisus și a murit Domnul Iisus ca să facă posibilă această comunicare. Și probabil că Dumnezeu se miră că prea puțini oameni o folosesc. Cum trebuie să fie copiii lui Dumnezeu din împărăție? Vom vedea că astăzi vom vedea că acești copii ai lui Dumnezeu sunt oameni ai rugăciunii. Oameni ai rugăciunii. Și vom vedea un Dumnezeu care se miră și este cumva îndoielnic că oamenii vor ști să folosească această extraordinară posibilitate care li s-a dat. Luca, capitolul 18, de la versetul 1 la versetul 8, le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Sau cum scrie în limba engleză, să se roage necurmat și să nu cadă în leșin. Să nu se lase în slăbiciune. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și îi zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a vrut să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ. Eficientă începe când credinciosul este în genunchi, nu în picioare. Este mult mai cumiez să le vorbești oamenilor despre Dumnezeu după ce mai întâi ai stat de vorbă cu Dumnezeu despre oameni. Este partea lui Dumnezeu să creeze ocaziile, iar partea noastră să le sesizăm. Lipsa de rugăciune a celor din bănci duce la lipsa de putere a celor de la amvon. S-a spus adeseori că reforma, Luther și ceilalți, s-a născut în cămăruța de rugăciune a lui Luther. De fapt, orice reformă colectivă sau individuală trebuie să înceapă mai întâi în cămăruța de rugăciune. Nu te ruga numai ca să scapi de necazuri. Nu te ruga numai ca să dobândești o mângâiere în suflet. Roagă-te și să ți se dea puterea să faci voia lui Dumnezeu în toate situațiile. Facă-se voia ta este singura rugăciune care are ascultarea garantată.
folosește din plin cel mai mare privilegiu pe care îl avem din partea aceasta a curcubeului. Iisus Hristos a plătit cu viața sa ca să facă posibilă comunicarea și comuniunea cu Dumnezeu. Oamenii care au simțit cei din tâi responsabilitatea răspândirii creștinismului în lume s-au apropiat de Domnul Iisus cu o cerere. Ei n-au spus Domnului Iisus: Doamne, învață-ne să predicăm, sau Doamne, învață-ne să facem minuni, ci Doamne, învață-ne să ne rugăm. Roagă-te în fiecare seară, tot așa cum îngenunchează la sfârșit de zi Cămila ca să o despovăreze stăpânul ei de bagaj. Rugăciunile noastre așează șinele pe care va veni spre noi puterea lui Dumnezeu. Asemenea unei locomotive, puterea divină este irezistibilă, dar nu poate veni decât dacă au fost așezate mai întâi șinele. Watchmanii. Au existat treziri religioase fără prea multă predicare, dar niciodată nu au existat treziri spirituale fără multă rugăciune. R.A. Torrey. 5 studenți la teologie au petrecut un sfârșit de săptămână în Londra și erau foarte curioși să asculte câțiva predicatori care se bucurau de popularitate în vremea aceea. În drumurile lor au ajuns într-o dimineață călduroasă și la clădirea în care predica Charles Spurgeon. Cum așteptau afară să se deschidă ușile adunării, s-a apropiat de ei un necunoscut și i-a întrebat: n-ați vrea să vedeți sistemul de încălzire a bisericii noastre? Deși nu erau prea curioși să afle despre așa ceva în duminica aceea de iulie, din politețe au acceptat invitația. Străinul i-a călăuzit pe treptele care coborau spre o sală de la subsol. A deschis ușurel o ușă și le-a zis șoptit, emoționat: iată, domnilor, sistemul nostru de încălzire. Cu uimire, cei 5 studenți au privit o mare de peste 700 de suflete care erau îngenunchiate la rugăciune, cerând binecuvântare și har pentru serviciul care avea să urmeze. Necunoscutul care îi invitase să vadă minunea nu era altul decât Spurgeon însuși. Să ne mai mirăm că predicile lui mai sunt în circulație și astăzi. Caracterul celor care sunt deja în împărăția lui Dumnezeu. Ne apropiem de ele cu mai multă responsabilitate, că e vorba de noi. Pe voi înși vă cercetați-vă dacă sunteți sau nu în credință. Să nu ne înșelăm singuri crezând că suntem, că noi nu suntem de fapt. Trebuie să se manifeste câteva lucruri dacă viața e acolo, viața din Dumnezeu. Când cineva s-a născut, trăiește. Dacă cineva nu s-a născut și doar o statuie de gips sau de ciment, poți să o îmbraci în ce vrei, poți să o pui în ce circunstanțe vrei. Nu are viața înăuntru. Dar dacă cineva s-a născut din Dumnezeu, începe dintr-o dată să stea de vorbă cu Dumnezeu. Începe să se urce pe scara aceasta care se numește rugăciune. Începe să aibă părtășie cu Dumnezeu, să guste, să vadă ce bun e Dumnezeu. Să guste ceva din puterile veacului viitor prin părtășia aceasta, dincolo de lumea aceasta, cu Dumnezeu prin rugăciune. Și așa se îmbată în părtășia aceasta cu Dumnezeu de rugăciune, încât o socotește ca una din cele mai mari plăceri din viața lui. Ne deosebim de ceilalți oameni prin faptul că am gustat și am văzut ce bun este Dumnezeu. Și apoi am descoperit că pe calea aceasta putem împreună cu Dumnezeu să schimbăm lucrurile. Când eram la seminar, fratele Liviu Olah a venit la noi și ne-a ținut în puterea care avea atunci niște studii despre lucrarea rugăciunii. Și ne-a vorbit mult, dumneavoastră probabil că îi cunoașteți predicile pe din afară, dar la sfârșit ne-a provocat la un exercițiu. Ne-a spus: aș vrea să vedeți ce putere are rugăciunea. Și vă provoc să faceți următorul lucru. Rugați-vă intensiv. Asta înseamnă câteva ore pe zi pentru o persoană. Nu trebuie să fie din familia voastră, nu trebuie să fie din casa voastră, nu trebuie să fie din biserica voastră, nu trebuie să fie din orașul vostru. Rugați-vă intensiv pentru o persoană pe care să o aduceți înaintea Domnului. Știți că persoana aceea nu are rezolvată problema veșniciei? Rugați-vă intensiv pentru o persoană. Și eu vă garantez că persoana aceea
vă va căuta. Și țin minte că copilărește, ne-am apucat, am făcut liste de rugăciune și m-am rugat și eu pentru cineva atunci. Și după ce a trecut câteva săptămâni acolo la seminar, vorbeam unul cu celălalt și spuneam: domnule, extraordinar, extraordinar. Persoana pentru care m-am rugat m-a căutat la telefon. Îl duc: doamne, extraordinar, m-am întâlnit cu el pe stradă. Extraordinar. Nici nu știam unde este. Nu m-am rugat. Extraordinara putere a rugăciunii. În pilda pe care o avem în seara aceasta, Domnul Iisus dă o metaforă și compară viața noastră de rugăciune, fără neapărat să o spune că o compară, cu o relație socială între cineva care este în autoritate și cineva care are o problemă. Cel care este în autoritate este un om care nu merită. A apucat însă o funcție, o poziție. E judecător. Cum o fi apucat omul acesta să ajungă așa mare? Nu știu. Domnul Iisus însă, în mod intenționat, pune în contrast niște realități ca să scoată prin regula aceasta a contrastelor în evidență cât de revoltătoare este situația că noi nu profităm mai mult de rugăciune. Și spune, uite, o situație imposibilă. Un judecător care era în poziție de autoritate, putea rezolva orice situație. Dar nu se temea nici de Dumnezeu și de oameni, nu era rușine. Ați întâlnit oameni de aceștia? Numai în Palestina trăiesc, mi se pare. Oameni care de Dumnezeu nu se tem și de oameni nu le este rușine. Domnul Iisus știe despre ce vorbește. Există o astfel de categorie de oameni autosuficienți, așa de închiși în mândria, în orgoliul lor, încât trăiesc pe o planetă care poartă propriul lor nume din buletin. Fac ce vor. Nu le pasă nici de Dumnezeu, nici de oameni. Și spune, ăsta era judecător. Închipuiți-vă ce situație strâmbă, spune Dumnezeu. Cum o fi ajuns ăsta judecător? Nu știu. Dar el avea puterea. El avea putere. Și legea nu era legea, legea era el însuși și plăcerea și moftul lui. Nu se temea de Dumnezeu. N-avea dreptatea ca etalon. Nu se temea de oameni, n-avea rușine de oameni. N-avea morală de niciun fel. Dar era judecător, era într-o poziție de autoritate. Și era o nenorocită de femeie. Și societatea de atunci, o femeie este o femeie, o poziție fără niciun fel de autoritate. Este și văduvă, n-are un bărbat care să o reprezinte și este și așa cum este ea, bătrână, săracă, cum era. Și avea un chin, o ceartă cu un pârâș. Nu reușea să iasă dintr-o situație în care o dusese cineva care o nedreptățea. Și femeia aceasta spune, am nevoie să mi se facă dreptate. Și merge la omul acesta, spune Domnul Iisus. Și Domnul Iisus spune, s-a dus odată și judecătorul n-a vrut să o asculte. S-a dus a doua oară, judecătorul n-a vrut să o asculte. S-a dus a noua oară. Și până la urmă judecătorul a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mi-e rușine. Am să o ascult și o să-i rezolv problema din ce cauză? Pentru binele meu, nu pentru binele ei. Și nici de ochii oamenilor și nici de teama lui Dumnezeu. Pur și simplu mă scâie, mă bate la cap. O las în pace. Eu îi rezolv să nu mă mai bat atâta la cap femeia aceasta. Și Domnul Iisus spune, până și un astfel de om, dacă stăruiești, stăruința devine așa de scriitoare, că cedează și un astfel de om. Scasă imediat pe omul acesta cu Dumnezeu și spune, oare Dumnezeu? Dacă un astfel de om până la urmă se pune în mișcare, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu, sau oare Dumnezeu, nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Aceasta este pilda și acum să încercăm să o aplicăm la studiul nostru și la viața noastră. În primul rând, cred că învățătura de bază a pildei este aceasta. Creștinii adevărați sunt oameni ai rugăciunii. Amin? Creștinii adevărați sunt oameni ai rugăciunii. Cine nu practică rugăciunea
nu a ieșit încă din găoacea aceasta a lumii de aici. Rugăciunea este bucuria mea să ies și să stau de vorbă cu Dumnezeu. Nu numai că bănuiesc că există Dumnezeu, dar mă duc și stau de vorbă cu Dumnezeu, îl simt pe Dumnezeu, îl las pe Dumnezeu să-mi vorbească, să pună liniște, să-mi dea încredințări, să-mi dea călăuziri. Un creștin este un om care trăiește dintr-o dată în veșnicie. Are un Dumnezeu viu care se manifestă în viața lui și stă de vorbă cu Dumnezeu. Creștinii sunt oameni ai rugăciunii. Trebuie sau nu să ne rugăm? Unii pun întrebarea aceasta. Domnul Iisus spune, trebuie să vă rugați. Și încă trebuie să vă rugați persistent. Există oameni care îl văd pe Dumnezeu ca un fel de entitate cosmică care cunoaște toate lucrurile, conduce toate lucrurile, rece și distant la tot ce se întâmplă, pe care oricum nu-l poți influența. Și există oameni care spun, la ce să ne rugăm? Ce Dumnezeu nu știe ce am dreptate sau ce am nevoie? Dumnezeu știe mai bine ce am eu nevoie. N-are rost să-i spun eu lui Dumnezeu, că nu-s eu mai deștept ca Dumnezeu. Dumnezeu știe și fără să-i spun eu ce să fac. De ce trebuie să mă rog? Că îmi trebuie sănătate, dar ce Dumnezeu nu știe că îmi trebuie sănătate? Că trebuie să am înțelepciune sau nu știu ce în situația în care sunt. Dar nu știu că Dumnezeu m-a dus acolo. Nu-mi dă El tot ce îmi trebuie. De ce să mă rog? De ce să mă mai chinuiesc să pun în cuvinte și nu reușesc să pun în cuvinte ceea ce este în mintea mea și în inima mea? Oare Dumnezeu nu cunoaște gândul meu și inima mea, suspinele negrăite și intențiile mele? Pentru ce să mă mai rog? Toată chestia asta cu rugăciunea este un fel de teatru pe care îl joacă oamenii religioși în relația cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este Dumnezeu, atunci noi nu trebuie să ne rugăm. El știe totul, El poate totul, El a planificat totul pentru că ne iubește desăvârșit și nu are nevoie să-i spună nimic. Este un punct de vedere. Dar nu este punctul de vedere al Domnului Iisus. Domnul Iisus, când termina activitățile obositoare de ziua, seara, când se făcea noapte, se ducea în munte și petrecea toate orele acelea de întuneric în rugăciune cu Dumnezeu. Știm foarte puțin din subiectele pe care le-a abordat Domnul Iisus în nopțile acelea de rugăciune. Știm că într-o dimineață s-a coborât de pe munte și erau mulți ucenici ai lui acolo în vale, și el i-a chemat Petre, Andrei, Ioan, Bartolomeu. Și mai știu că în Ioan, capitolul 17, când pleacă din lumea aceasta, îi dă primire lui Dumnezeu pe cei pe care îi primise și spune, Doamne, ai Tăi erau și Tu mi i-ai dat din lumea aceasta. Și știu că a stat o noapte întreagă de vorbă cu Dumnezeu și dimineața a venit și a știut că ăsta vrea, că ăsta vrea, că ăsta vrea. Dumnezeu i-a spus pe cine să aleagă. Pe ăia și nu pe alții. Și Domnul Iisus spune, există însă situații în care vă rugați și vi se pare că Dumnezeu nu vă ascultă. Și asta este problema pe care o abordează pilda aceasta. Vi se pare de multe ori că vorbiți cu Dumnezeu și Dumnezeu nu se grăbește să vă răspundă. Și mulți dintre voi aveți relația aceasta cu Dumnezeu, că îi dați un fel de dare de seamă și după aia spuneți amin și îl uitați pe Dumnezeu și nu mai stați de vorbă cu El. Dumnezeu ar vrea să stăruiți. Să stăriți. Nu vă lăsați așa de ușor. Nu aruncați doar niște fraze în univers, apoi mergeți să vă vedeți de lucrurile voastre. Nu vă descurajați așa de repede. Ați cerut ceva de la Dumnezeu. Nu v-a răspuns Dumnezeu. Nu vă duceți repede de parcă Dumnezeu n-ar exista și vă vedeți voi de treabă și vă rezolvați voi problemele. De ce nu stați să stăruiți mai mult de Dumnezeu? Dar de ce trebuie să stăruim de Dumnezeu? Și iată câteva secrete pe care ni le arată Domnul Iisus. De ce întârzie răspunsul la rugăciune? De ce uneori întârzie răspunsul la rugăciune? Domnul Iisus ne dă exemplul cu văduva aceasta care se tot ducea la judecătorul acela. Se tot ducea la judecătorul acela. Și pe de altă parte spune, nu va face Dumnezeu dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de el.
zăbovește. Nu știu de câte ori te-ai rugat tu pentru unele probleme, dar știu că descurajarea vine așa de ușor peste noi. De ce oare întârzie răspunsul la rugăciune? Una din explicații s-ar putea să fie aceasta. Dumnezeu nu ne răspunde imediat ca să-i dovedim că ceea ce vorbim, nu vorbim din vârful limbii sau al buzelor, ci vorbim din adâncul inimii. Din adâncul inimii. Din adâncul inimii. Dumnezeu zice, chiar vrei lucrul acesta? Chiar vrei lucrul acesta? Părerea mea este că Dumnezeu, de exemplu, nu izbăvește pe foarte mulți oameni de păcatele lor, de patimile lor, de robiile lor, pentru că oamenii aceia nu vor să fie izbăviți. Doamne, ajută-mă să mă las de țigare. După care se duc și iau o țigare. Doamne, ajută-mă să mă las de tot. Dar semănăm cu copilul acela care l-a auzit mama sa rugându-se seara după ce a avut o discuție principială. Și mama l-a auzit rugându-se la capul patului, așa înainte de culcare. Doamne, Tată din ceruri, te rog să mă faci cu minte. Nu chiar cu minte de tot, dar așa cu minte ca să nu mă mai bată mama. A bubit-o râsul. Nu chiar cu minte de tot. Câți dintre noi vrem să fim sfinți cu adevărat? Câți dintre noi vrem să fim neprihăniți cu adevărat? Câți dintre noi vrem să fim despărțiți de păcat? Dumnezeu te lasă. Te lasă. Până când vede că cer lucrul acela din toată inima ta. Te rogi pentru mântuirea lumii, te rogi pentru mântuirea părinților tăi, a prietenilor tăi. Dumnezeu nu te bagă în seamă până când nu vede că ceea ce spui cu vorbele pornește din inima ta. Vadă că vrei cu adevărat. Că din spatele cuvintelor există încărcătura aceea de muncă și de sentiment a sufletului, de trăire, de ardere interioară. Dumnezeu zice, da, acum îl iau în serios. Acum îl iau în serios. Domnul Iisus spune, Tatăl vostru întârzie. Al doilea motiv care poate să fie, este că dacă ne-ar răspunde prea repede, am avea o siguranță că ieșim din toate problemele. Un fel de liniște a noastră. Și Dumnezeu vrea să ne lase în panică. Era într-o corabie, s-a pornit furtuna și Domnul Iisus, spune textul, dormea în fundul corabiei. Tunete, valuri, mișcări extraordinare, sus, jos, apa intra. Domnul Iisus dormea. Chiar credeți dumneavoastră că Domnul Iisus nu știa ce se întâmplă tot acolo? Până la urmă, unul din ucenici care își dă seama că nu e problemă că nu știe, e vorba că nu-i pasă. Mă urmăriți, frați și surori? Textul este așa de adânc în vorbele de acolo. Ucenicii sunt scandalizați că îl văd că nu îi pasă. Doamne! Scoală-te, nu-ți pasă că pierim? Domnul Iisus stă acolo. Pentru că vrea să-i vadă în pragul falimentului. Să ajungă să poată să declare din adâncul inimilor, despărțiți de El, nu putem face nimic. Nimic. Și Dumnezeu nu se grăbește să te răspundă. Până când te convingi că te agăți de El ca de un fir de păr. Ca de un fir de păr. Apostolul Pavel a trebuit să treacă prin școala aceasta. Avea un țepuș în carne. Și după mintea lui, după judecata lui, a socotit că nu poate să predice un Dumnezeu tot puternic când el avea o problemă nerezolvată. Doamne, cum să vindec pe alții când eu însumi sunt în suferință? Doamne, cum să spun altora despre biruința asupra diavolului când un sol al satanei mă chinuiește pe mine? Și m-am dus la Domnul, spune Apostolul Pavel, de câte ori? De trei ori. Nu-l iubea Dumnezeu pe Pavel? De ce nu i-a răspuns de prima dată? Nu-i păsa lui Dumnezeu ce se întâmplă cu copilul lui, cu lucrătorul lui, cu ambasadorul lui? De ce nu i-a răspuns a doua oară? De ce? Pentru ca Pavel să înțeleagă lecția aceea. Harul meu îți este
de ajuns. Și puterea mea este făcută desăvârșită în slăbiciunea ta. Cred că Dumnezeu nu ne răspunde sau întârzie câteodată ca să agonizăm și să înțelegem că, de fapt, nu putem fără El. El are ultimul cuvânt și primul. El închide și nimeni nu poate deschide. El deschide și nimeni nu poate să închidă. Și ne lasă să ne perpelim. Ne lasă să așteptăm, ne lasă să încercăm până când ne dăm seama că Dumnezeu este totul și în toți. Că El este cel dintâi și cel de pe urmă. Și că nimic din ceea ce se mișcă, nu se mișcă dacă nu e inițiat de Dumnezeu. Trăim într-un univers care este casa lui Dumnezeu. Respirăm un aer care e aerul lui Dumnezeu. Bem o apă care este apa lui Dumnezeu. Trăim o sănătate care este darul lui Dumnezeu. Într-un trup care este cadoul lui Dumnezeu pentru noi. Și câteodată noi credem că putem fără El. Și Dumnezeu ne lasă să trecem prin astfel de crize ca să ne dăm seama că nu putem fără El. Și al treilea lucru care eu îl iau ca o motivație, cred că Dumnezeu întârzie să ne răspundă la anumite probleme, cereri, ca să rămânem în credință. Poate vi se va părea punctul acesta teologic, frumos ca proclamație, dar lipsit de legătură cu situația din text. Să vadă că rămânem în credință. Pasajul are un final paradoxal. Spune, ba vă spun că le va face dreptate și le va face în curând. Da, când va veni Fiul omului, va găsi El. Ce legătură are între zambilă și brânză și muntele ăsta? Ce poezie asta? Ce spune Domnul Iisus? Că nu rimează în niciun fel în logica noastră. Până acum a vorbit despre nu știu ce și nu știu cum și dintr-o dată spune, da, va găsi credință când va veni înapoi Fiul omului pe pământ? Bineînțeles că Domnul Iisus nu greșește, nu am pătruns noi la stratul acela adânc al pildei. Ce înseamnă că trebuie să se roage și să nu se lase? Că trebuie să se roage și să nu se lase? Că trebuie să se roage și să nu se lase? Ce înseamnă? Că încă mai credem că Dumnezeu este implicat în lumea aceasta, că este conducătorul lumii acesteia care are ultimul cuvânt și că tot ce se va întâmpla este după planul Lui și va fi în final spre gloria și slava lui Dumnezeu. Aceasta e credința pe care trebuie să o avem. Și vreau să vă spun că cu cât ne apropiem de sfârșitul lumii, n-am spus eu, Domnul Iisus spune, când va veni Fiul omului, va găsi credință pe pământ, din ce în ce mai mult frații noștri vor fi copleșiți și perplexi în fața situației lumii acesteia. Și întârzierea lui Dumnezeu este o încercare a credinței. Frați și surori, noi nu așteptăm ca biserica să biruiască. Domnul Iisus a spus, vremurile din urmă vor fi vremuri, căci oamenii vor fi și așa mai departe. Așteptăm ca lumea să meargă din rău în mai rău. Domnul Iisus spune, când va veni Fiul omului, când va fi ca în vremurile lui Noe, când păcatul va ajunge la culme, vor mai fi oameni care să aibă credință? Doamne, dar în ce se manifestă credința? Păi tocmai în asta, în rugăciune. Credința este implicarea ta alături de Dumnezeu în problemele lumii, în problemele sufletelor, în lucrarea de mântuire. Oare că în vremea aceasta a sfârșitului, diavolul se pare că are biruința? Oare în vremea aceasta în care lumea va merge din rău în mai rău și întunericul va fi mai întunecat și din pricina înmulțirii fără de legii dragostea celor mai mulți, oare voi mai găsi eu credință? Și noi întrebăm, dar în ce se manifestă credința aceea, Doamne? Și Domnul Iisus spune că se roagă și se roagă neîncetat. Că sunt oameni care nu se dau bătuți. Că sunt oameni care stau pe genunchi și spun, Doamne, în ciuda tot ce se vede, eu cred că Tu ești pe tron. Eu cred, Doamne, că voia Ta se face pe pământ așa cum se face în cer. Eu cred că va veni o vreme în care se va sfinți numele Tău pe pământ așa cum se sfințește în cer. Doamne, ajută-ne să fim oameni ai credinței și aceasta se vede din viața noastră de rugăciune. Și dați-mi voie să închei așa cum este de fiecare dată. Am sentimentul că nu reușesc să spun ce vreau să spun, să nu transmit ceea ce vreau să transmit. Și atunci mă refugiez în culegerea mea de sfaturi de la alți frați mai pricepuți ca mine în manipularea cuvintelor.
Iată ce învăț eu din pilda judecătorului nedrept. Cu cât te rogi mai din adânc, cu atât ajungi mai sus. Iată ce învăț eu din pilda judecătorului nedrept. Orice om care este prea ocupat ca să se roage, este mai ocupat decât îl vrea Dumnezeu. Frate și soră, renunță la ceva din ceea ce faci ca să-ți faci timp pentru rugăciune. Dumnezeu nu te vrea așa de ocupat cât ești de ocupat. Renunță la anumite lucruri ca să faci ceea ce vrea Dumnezeu, să te rogi. Iată ce spunea Martin Luther, colosul acesta prin care Dumnezeu a schimbat mersul istoriei. Am așa de multe de făcut că astăzi trebuie neapărat să încep cu 3 ceasuri de rugăciune. Nu e așa că tu n-ai timp să te rogi? Martin spunea, nu, eu încep cu rugăciune. Că dacă nu mă rog, nu pot să fac nimic. Despărțiți de Dumnezeu, nu putem face nimic. Iată ce învăț eu din pilda judecătorului nedrept. Rugăciunea este locul de muncă al sufletului. Foarte mulți îl iau ca locul de odihnă al sufletului și e în parte adevărat. Foarte mulți îl iau ca locul de împlinire al sufletului și e în parte adevărat. Dar rugăciunea este și un loc de muncă. Și văduva s-a tot dus și s-a dus și s-a dus. Și credinciosul trebuie să stăruiască, să stăruiască, să stăruiască. Spre Domnul Iisus ne este scris, va vedea rodul muncii. Trebuie să înveți să lucrezi și să lupți cu sufletul și aceasta este rugăciunea. Există oameni care li se pare că Dumnezeu nu-i bagă în seamă și se poate să fie așa. Pentru că atunci când a vorbit Dumnezeu, nu l-au băgat ei în seamă pe Dumnezeu. Și Dumnezeu nu ia în serios decât pe cine îl ia pe el în serios. Mă mărturisesc ei, îi mărturisesc și eu. Nu mă mărturisesc ei, nu-l mărturisesc nici eu. Dacă vrei să te audă Dumnezeu când te rogi, trebuie să-L auzi și tu când îți vorbește. Amin? Știm să ne rugăm? Mi-e rușine să mă rog în public, frate Daniel. De câte ori mă duc cu sora cu tare la grupul de rugăciune, mi-e așa necaz că ea se roagă așa de frumos. Nu mă mai pot ruga după ce se roagă ea. Nu știu și cuvintele tale? Nu uita cu cine ai de-a față. John Bunyan, marele, mare om al lui Dumnezeu din Anglia, care a scris Călătoria creștinului. Spune așa, în viața de rugăciune este mai bine să ai inima plină, chiar dacă n-ai cuvinte, decât să ai cuvinte și inima să-ți fie goală. Amin? Amin, Doamne, amin. Ce este rugăciunea și unde ne ridică ea? Iată ce învăț. Rugăciunea este o privire aruncată asupra vieții de la înălțimea supremă a părtășiei cu Dumnezeu. În rugăciune ne cristalizăm punctele noastre de vedere. Prin părtășia cu Dumnezeu ajungem înțelepți, adică ajungem să vedem viața din punctul lui Dumnezeu de vedere. Ne disciplinăm pornirile minții și a inimii. Pentru că niciunul dintre noi nu poate să meargă la Dumnezeu și să spună, Doamne, trăznește-o! Când nu se roagă, te uită la ea și zice, dacă ți-ai rupe piciorul, să te împiedici acum să acasă. Dar când se duce la Dumnezeu, nu poate să zică așa ceva. Dumnezeu, foarte mulți dintre noi ne rugăm fără să plângem, fără să ne tâlguim, fără să ne umilim înaintea lui Dumnezeu, de parcă i-am dat lecții, i-am ține prelegeri sau i-am întinde liste ca la un servitor, to do, Doamne făcutare, Doamne făcutare, Doamne făcutare. Doamne făcutare. Și mi-a plăcut tare mult maxima aceasta pe care învăț pentru viața mea. Dumnezeu răspunde rugăciunilor, nu sfaturilor. Să nu uităm cine-i Dumnezeu și cine suntem noi. Iată ce învăț din pilda judecătorului nedrept. Predicile îi mișcă pe oameni. Rugăciunea îl mișcă pe Dumnezeu. Le va face dreptate, chiar dacă zăbovește. Dumnezeu se va mișca, pentru că rugăciunea îl mișcă pe Dumnezeu. Și iată care e provocarea cu care aș vrea să închei seara aceasta. Care este cererea ta nerezolvată încă? Aș vrea să-ți pui la încercare credință. Unde te-ai dat bătut în rugăciunea, în viața ta de rugăciune cu Dumnezeu?
ai o problemă cu lumea aceasta, că Hollywood-ul ia conducerea în America, că păcatele pun stăpânire pe școli, că cartierele devin victima răufăcătorilor. Stai în rugăciune. Stai în rugăciune și spune, Doamne, în ciuda tuturor evidențelor, cred că pe pământul acesta va domine prihănirea. Cred că Tu vei avea ultimul cuvânt. Cred că Tu vei scrie ultimul capitol. Și vai de cei care sunt astăzi împotriva Ta. Cu cât va fi întunericul mai întunecat, cu atâta știu că se apropie zorii, Doamne. Pentru că eu cred în promisiunile Tale. Cred în planul Tău. Stăruiește în rugăciune. Roagă-Te. Să vadă Domnul că ai credință. Amin.